Republica Moldova își dorește standarde europene și o viață mai bună la ea acasă. Acestea sunt dezideratele principale care vor fi expuse de delegația Republicii Moldova în cadrul conferinței interguvernamentale. La eveniment, unde va fi prezentat cadrul de negocieri, vor fi trasate sarcinile pentru țara noastră care urmează să fie îndeplinite în actuala fază de negocieri. La reuniunea de la Luxemburg sunt reprezentate toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la nivel de miniștri pentru afaceri externe sau afaceri europene și Republica Moldova în calitate de țară candidată. Țara noastră este reprezentată de o delegație guvernamentală condusă de premierul Dorin Recean. Șeful cabinetului de miniștri va expune în fața delegațiilor țărilor comunitare condițiile în care statul Republica Moldova se vede parte a familiei europene. La prima conferință care are loc cu ușile închise se propune adoptarea cadrului de negociere, care va stabili liniile directoare și modalitățile de evaluare și implementare a reformelor în Republica Moldova. În acest cadru de negociere sunt inserate principiile de bază, substanța de negocieri și în același timp și procedurile pe care urmează să le adoptăm în proces. Obiectivul negocierilor de bază a Republicii Moldova este să devenim stat membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că ne asumăm atât beneficiile, cât și obligațiile care derivă din acest statut. Totodată urmărim ca negocierile să aducă rezultate care să fie reciproc avantajoase cetățenilor noștri, dar și Uniunii Europene. Ritmul negocierilor depinde în mare parte de noi. Negociatoarea șefă a precizat că Moldova a ajuns în acest moment istoric doar datorită faptului că a reușit într-un timp record de doar 2 ani să îndeplinească cele 9 recomandări ale Comisiei Europene. Negocierile de aderare vor începe cu capitolul 1 și vizează în special reformele în domeniul justiției, securității, achiziții publice și controlul financiar. În acest context, ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru a explicat că urmează o muncă titanică în ce privește armonizarea legislației moldovenești la achisul comunitar. Provocarea majoră va fi că va trebui să ne mobilizăm cu toții, cu toate instituțiile în domeniul dreptului, instituțiile de drept, anticorupție și altele, pentru a realiza aceste transpuneri a legislației în domeniul sistemului judiciar, a protecției drepturilor omului, anticorupție și respectiv într-un termen destul de scurt, dar în același timp să asigurăm pe deplină calitate. O altă provocare care o văd este și informarea și pregătirea societății în implementarea și valorificarea noilor mecanisme. După deschiderea oficială a conferinței interguvernamentale, negociatorii vor analiza mai întâi legislația națională pentru a verifica dacă este compatibilă cu cea a Uniunii Europene. Această etapă, cunoscută sub numele de screening, durează în mod normal între 1 și 2 ani, au explicat surse diplomatice. Totodată, în următoarele zile, membrii Comisiei Europene vor întocmi și un calendar al reformelor pe care trebuie să le îndeplinească Moldova în timpul apropiat. Precizăm că autoritățile și-au propus integrarea Republicii Moldova în UE până în anul 2030.